beneficiem de carte românească, mai ales de carte de ultima oră. Noi avem cursuri, deci anul 5 master, literatura română actuală. Dar noi avem nevoie de carte cea actuală. Bine, când merg în România, cumpăr un exemplar, Dan Lungu, oricine acolo. Aici trebuie ca Academia Română să facă un abonament. Eu am făcut o solicitare din partea Consulatului General al României la Cernăuți și am transmis această carte, pentru că ei anul acesta, la fiecare 5 ani, fac o reacreditare a catedrei. Au primit acreditarea chiar cu B, adică o notă destul de mare pentru această catedră. Au chinuit fetele astea, de nu pot să vă spun cum au muncit pentru acreditarea catedrei, dar trebuie ca Academia Română din România să transmită cât un exemplar catedrei de filologie română și clasică, în general, a tuturor materialelor de importanță pentru predarea la nivelul limba și literatura română, cel puțin. Dicționare de ultimă generație și cam tot ce se întâmplă și primește Academia, trebuie un exemplar să dea și catedrei și să susțină din punct de vedere al materialelor, pentru că una dintre condițiile lor pentru acreditare a fost materialele. Eu am făcut și ne-am adus un căruț de documentație să aibă pentru acreditare, pe care le-am transportat personal și le-am adus, dar a fost o inițiativă personală, proprie, m-am implicat personal și m-a susținut Academia, dar chestiunea aceasta trebuie să vină într-un mod firesc, normal, natural, în fiecare an. Nu mai trebuie să facem solicitări, ci trebuie să se gândească și la ei. Mulțumesc pentru gândul meu. Dar încă am o problemă. Totuși să revenim la problema școlilor din Ucraina. Eu nu sunt de acord cu formularea din lege în care se spune clase cu predare în limba română. Asta e un pericol pentru noi. În momentul în care Cristina Paladan este și președinta Centrului Eudoxiu Curmuzan. Și acum vorbesc în calitate de șefa catedrei și în calitate de președinta. În momentul în care în legislație rămâne cuvântul clase cu predare în limba română, înseamnă că în locația respectivă pot să fie și clase cu predare în limba ucraineană și clase cu predare în limba română. Și asta este un pericol, fiindcă noi vom pierde școlile noastre. Noi vrem ca în legislație să rămână cuvântul școlile cu predare în limba română. În comunitățile istorice, unde există, majoritatea sunt români, da? 90% din localitate. În actuala lege a minorităților, în actuala lege, acum, cea care a fost aprobată, acum, da. În actuala lege a minorităților, această chestiune a fost, a rămas sub această sintagmă. Clase cu predare în limba română în școlile ucrainiene, adică școlile din Ucraina. Dumnealor doresc, și cred că este unanimă chestiunea aceasta, doresc ca ele să fie școli cu predare în limba română, ci nu clase cu predare în limba română. Și au fost statutul. Ce statut au școlile? Da, au fost statutele s-au modificat fără știrea. Da, mulți nu știau că au școlile. Nu, nu e chiar așa. Nu-i problemat mai statutului. O să lămuresc când am dat. Că totuși sunt șefa catedrei de filologie română și eu consider că este important ca noi să avem examen bacalaureatul la limba și literatura română. Chiar dacă copiii noștri vor avea cu un examen în plus față de ceilalți, este important că, să fim sinceri, copiii sunt copii, oamenii sunt oameni și în momentul în care nu au examen bacalaureatul, ei nu mai învață așa cum ar trebui să învețe pentru ca să obțină certificatul respectiv. Și aici limba română este în pericol, fiindcă, uite, astăzi am avut un seminar și copiii nu cunosc cuvinte românești și așa mai arhaice, pentru că nu le învață, nu au suficient, să știu, experiență și nici ore suficiente în învățământul. Eu cred că, eu am înțeles că în România tot minoritățile naționale au încă un examen la limba minorității, așa e ungurii și ceilalți. În anul 2000 era principalul examen în limba română și mai mare. Mai era fost cândva, nu mai este. Mai era o problemă că acum cred că s-a obținut pe bilaterală să fie bacalaureatul și în limba română. Nu și în limba, dar și la obiectul limba română. La obiectul limba română, bacalaureat nu este examen. Examenul în limba română, doamna spune de examenul la limba română. Da, dar până acum toate materiile erau, adică nu exista un interes pentru părinții care vreau să-și aducă copiii în școlile cu predare în limba română,
pentru că bacalaureatul era în limba ucraineană, da. Nu în limba ucraineană, era numai în limba ucraineană. Numai în limba ucraineană. Așa, o zele... O... Zeleneu. Zeleneu se numește și aici la ei. Iar acum este și în limba română, ceea ce este nu foarte de două, de două, nu de așa în limba altă. Nu, dar într-o singură limbă, dar matematica, geografia, chimia și celelalte, ceea ce este bine și corect pentru copiii noștri, dar am zis că să fie și un obiect, da? La obiectul limba și literatura română, examen nu există la nivel de stat, nu se anunță. Cum pentru ce? Pentru ca să-și cunoască limba. Dar nici la alegeri nu mai este, da? Nu, era cu la bugeți, nu, nici la opțional, opțional orice altceva. Domnul Caule, președinte executiv la Centrul Covinea pentru Cercetări Actuale, însă sunt și secretar responsabil la Uniunea Internațională Comunitatea Românească de Ucraina, care cuprinde activitatea a mai multor ONG-uri care din perioadă în perioadă ne consultăm pentru a lua o decizie și o poziție legate de reformele care au loc în legislația din Ucraina, cel mai mult, pentru că ele ne duc într-o direcție sau în alta și atunci mai consultăm și cu cei din Transcarpatia și Odessa pentru a lua niște decizii. Către vorbim din 2009, am participat activ pe lângă Ministerul Învățământului, un pic de istorie, doar atât. Pentru că pe timpul respectiv 2008 a fost o intervenție a Ministrului Învățământului de atunci, Bacarciu, care spunea că într-o decizie a Ministerului, luat așa, pe fugă, cu un număr foarte interesant care îl țin minte și mulți directori de școală îl țin minte, 461, că până în 2011 recomandă să fie trecut tot învățământul în limbile minorităților naționale la singura limbă de stat. În perioada până în 2008 erau recomandări doar că rugăm să treceți un obiect sau alte sau la dorința dumneavoastră care le doriți. Iar după care a venit ordinul ministrului. Aia era, așa știți, lege pe jumătate. Noi ce am putut să facem la timp? Acela ne-am adresat împreună minoritățile din Ucraina care aveau învățământ în limba maternă către Ministerul Justiției să ia în analiză acest ordin al ministrului și să dea un verdict acelui ordin că el nu corespundea Constituției Ucrainei. Pentru că Constituția Ucrainei spune în articolul 53 și astăzi spune că ne este garantat dreptul la învățământ în limba maternă, în toate instituțiile, cele comunale, adică școlile, cele țin de primării, și cele de stat, cum ar fi universitățile, în limba minorității respective. Atunci Ministerul Justiției a luat decizia și a intervenit ca el să nu devină, deci Ministerul Justiției nu i-a dat un aprob ca să devină un act normativ aplicabil, și s-a terminat cu ordinul ministerului. Ce s-a întâmplat după asta? Și atunci noi, în 2009, reprezentanții minorităților, am acționat pe lângă ministrul de atunci să facem un consiliu consultativ din reprezentanța minorităților și să abordăm problemele care se creează pe dedesubt să fie rezolvate frumos. Sigur că noi atunci vorbeam despre să ne menținem rețeaua de școli existente pe timpul celălalt, a drepturilor pentru minorități în Europa. Ne bucură că poate că așa și se va întâmpla, însă noi trebuie punctăm tot așa cum am punctat și până acum poziția noastră și nu putem să cedem pentru că în spate avem Constituția Ucrainei care ne permite acest lucru. Poate că vorbesc un pic prea mult, dar vă zic așa punctual, pentru că se va pregăti ședința Comisiei Mixte. Și dumneavoastră, ca reprezentantul Senatului și a Comisiei pentru Românire Pretutindeni, vă rugăm să fie și în vizorul Comisiei dumneavoastră, ca în perioada când va avea loc ședința Comisiei Mixte, să fie abordate mai multe teme, care noi și astăzi aici s-au vorbit, mai ales despre manuale și materiale didactice pentru școli, pentru, nu numai pentru clasele primare, dar în general. Desigur că Ucraina
în ultimele schimbări la legislație, garantează manualele pentru elevii din școli unde din clasele sau din localitățile de la minorități. Ne bucură acest fapt, însă calitatea manualelor și conținutul manualelor trebuie să fie discutat probabil și în cadrul celor comisii care sunt între două ministere. Pentru că așa fac toți. Ungurii conlucrează cu ungurii. Noi... Am discutat ieri cu doamna. Exact. Știu, s-a adus la conștiință problema. Așa este. Și formarea cadrelor didactice și perfecționarea cadrelor didactice. Sigur că aceasta se vrea în România, că este frumos ca să aude măcar o săptămână vorba curată românească și să o aducă înapoi acasă. Dar online este foarte frumos, numai că trebuie să existe un sistem cum să fie recunoscute aceste cursuri online. Și iată că aici comisia mixtă poate să spună cu... pe o programă bine stabilit de la început, de oameni care știu materia. Care și cine dacă nu? Ministerul Învățământului cu Ministerul Învățământului. Exact. Și dacă o lăsăm pe cazul ONG-urilor, este foarte puțin, doar pentru a face un pic de, să se preia un experiment, dar nu este corect ca să facem asta în cadrul unei comune, pentru că asta ar trebui să fie atunci pentru toți împreună. Da. Faptul că ne-au divizat și noi acum satele nu mai sunt sate, ci sunt comune, foarte puține comune au rămas doar cu localități pur românești. Da, da, și acolo sigur că trebuie să facă bilingv și sărbătorile și celelalte alte întâlniri și manifestări, chiar și între cadrele didactice. De atâta este foarte greu ca să ne putem menține și în continuare dacă nu le facem organizat pentru toți cei care credeau în limba română. Ce aș mai putea să zic încă? Desigur că la nivel de comisie mixtă s-ar putea și altele, dar mai sunt și probleme care se lecuiesc într-un mod foarte bine gândit și România a făcut-o asta începând din 2018, de când a venit valul ăsta peste noi. Și toți de aici din sală care sunt azi prezenți și cei care nu sunt prezenți au fost de acord că cel mai important proiect pentru noi este proiectul burselor. Era foarte greu să începem acest proiect, sunt cei care am inițiat acest proiect și aici este domnul Mitric, director de școală, atunci era la Crasna și noi am demonstrat atunci secretarului de stat de atunci Șaramet că nu se poate în sistemul care era gândit atunci, după care ne-au invitat la București, am derulat în ședințe concrete cum să facem așa ca să ajungă totuși banul aici și foarte bine s-a propus atunci, noi n-am fost de acord să preluăm ONG-urile, să preluăm banii aici și noi să-i împărțim. Și mulțumim Domnului că ne-au înțeles în țară și că Parlamentul României a schimbat acel punct și banii se duc direct în familie, direct la părinte. Acum, de atâta și... O secundă. Să știți că am fost martor la ce efort se depune din partea funcționarilor de la DLP, care sunt foarte puțini și care de multe ori, din cauza procedurilor, până intră banii în cont, până... Se fac eforturi într-o zi, două, să plădească mii de burse. Da. În situația în care băncile din Ucraina, unde le au, am înțeles mai reglat asta cu contul în euro și cu... Dar este o muncă acolo pentru... Noi vă rugăm să ne fiți martori și aici cum lucrăm. Era mai simplu să trimită banii ca o comunitate și în parte ei. Și consulatul cum a lucrat, cum zice, și noapte. Dar nu pot să-i scoatem eu, nu? Domnul senator, pe foarte greu... 1000 de declarații de apartenență, semnat și lucru să sistem. Semnat, apilat, înregistrat, operat. E mai bine că se întâmplă, dar au dus la o muncă din partea tuturor mai. Așa este. Bine că cunoașteți acest fapt, dar eu vreau să vă zic, este foarte rău că implementăm acest proiect important la sfârșit de an, pentru că noi nu dovedim să discutăm cu părinții. Au fost discuții, să știți. Vă dați seama că nu numai pentru a se întreba, trebuie să discuți cu școala, cu părinții, cu fiecare în parte.
că ziceți că cunoașteți munca celor de la VLP, dar noi aici zi și noapte lucrăm pentru că dosarele cele trebuie să fie documentate, făcute ca lume ca să se aprobe finanțarea de stat. Și nici nu avem și noi puteri să facem asta. Acum s-au implicat mai multe ONG-uri și noi reușim. Dar nu este normal să facem într-o lună. Noi asta trebuie să facem începând din mai, cel târziu din mai, când găsim în școală profesorii, nu în concediu, când găsim în școală o adunare părinților, să le lămurim pentru ce să dă bănuțul ăsta, pentru mai bună școlarizare a copiilor în limba română. Și atunci e efectul. Deci vă rugăm, implicați-vă că acest proiect să aibă loc să se înceapă, nu în octombrie, ci să se înceapă în mai, frumos, liniștit. Atunci noi vom putea ca să avem o... El să fie eficient pentru toți, mai ales pentru cei, acele familii și acea situație care s-a creat pentru păstrarea identității, pentru păstrarea învățământului în limba maternă. Eu cred că restul se pot discuta și în regim în care noi o să simțim sprijinul dumneavoastră și o să vă comunicăm să ne sprijiniți în cele demersuri care le mai facem. Pentru că Ministerul de la Kiev, Învățământului, acum aplică reforme foarte largi. Nici noi nu le cunoaștem pe toate ce se întâmplă și nici nu putem să ne închipuim unde ne duce situația și unde vom fi. Pentru că profilizarea liceelor la dumneavoastră este un alt sistem. Aici liceele le-au schimbat denumirea din școli generale în licee, numai de atâta că au clasă 10 și 11. Acum se cere licee cu profil și n-au nici bază materială, nici număr suficient de copii, că bine a zis că bine trăiți că aveți 3 licee într-o comună. Dar poate să nu rămâne chiar nici unul și va trebui să se ducă la un liceu nici în limba română de predare și atunci singur vor ceda părinții dacă copiii lor avea unde să termină școală. Iar că unde e problema? Deci nu că atare problema menținerea învățământului în limba maternă în linii generale, așa cum este în România, pentru unguri, pentru ucraineni, pentru nu știu, dacă noi nu putem în oglindă să fim exact așa cum ucrainenii din România, atunci noi nici nu ne dorim acest lucru, pentru că noi am avut un statut al școlii, o sistem de învățământ, un alt grad de nivel de drepturi. Și nu ar trebui noi să-l pierdem, pentru că nu-l au aici, să zicem, nemții sau nu au altcineva. Deci dreptul care noi l-am avut trebuie să-l avem și noi nu suntem contra ca să-l aibă nemții, să-l aibă polonezii și nu poate fi modificat în restrângere. Și asta este articolul 22 al Constituției care tot prevede acest lucru. Din acest fapt, noi încă suntem în luptă. Eu nu m-am expus așa ca colegii mei pe ceva concret, v-am zis la modul general. Noi continuăm această luptă și vă rugăm în comisiile care sunt între Ministerul Educației de la București și al Învățământului de la Kiev să trimiteți acolo persoane care cunosc situația și care înțeleg că noi nu vrem să cedem învățământul în limba maternă. Pentru asta avem nevoie de școli și de un alt statut, precum prevede acum reforma care se aplică. Dirijorul Curus Dragoș Vodă, sunt și compozitor, cântăreț și printre altele mai sunt și am onoarea să fiu președintele Societății Muzicilor Români din Ucraina, Societatea Istorică Vechi din 1981, și asemenea am onoarea să fiu președintele Alianței Societății Naționale Culturale Române din Ucraina, care, cum se știe deja, adică sunt mari efort, suntem în comisii cele mai importante care sunt și la Chiev și Regine, ce înseamnă minorități. Printre altele și cum la Ministerul Educației Minorităților, așa și la Comisia pentru Minorități, la Departamentul de Etnopolitică și Libertății Conștiinței, care de fapt i-a lucrat la schimbările și Alianța a venit cu schimbările, care o să învață cu școlile noastre. Noi, în fața Ucrainilor, am pus propunerile care sunt bazate pe principiile și perspective cu România.
De aici a venit apoi, în anul trecut, de la Ministerul Afacerilor Externe și au îmbrățișat varianta Alianței, care a zis că noi față de Ucraina mergem cu principiul reciprocității, cum sunt drepturile. Anul trecut, când au venit de la Ministerul Afacerilor Externe și ne-au adunat la consulat, mă țineți cum e. De la juridic. Da, da, da. Și anume, atunci, noi, din partea Alianței, am zis că noi mergem cu poziția ca să, pe principiul reciprocității și respectarea tratatului din 1997 și vom cere ce drepturi au ucrainenii în România, așa, să aibă și ucrainenii. Am intenționat schimbările care ele s-au regăsit în totalitate și anume că limbile europene să aibă alt privilegiu. Asta sunt multe noastre alianțe. Mai suntem și în Comisia de Minorități de Experți de pe lângă ombudsmenul, avocatul poporului. Avem toate pârbile. Așa, dar pe scurt, câteva propuneri și vă rugăm să ne sprijiniți niște idei. Astăzi am vorbit noi despre împărăție. De 5 sau 6 ani de zile, noi cu Alianța ziceam și de altfel de proiecte de finanțare, să nu fie doar transfrontaliere. Și domnul Lecce, care și el dreptate în privința aceasta, că este un proces destul anevoios, nu fiecare se pricepe, e vorba și, cum zice și doamna postul generală, și e vorba și să faci caritate, că nu-ți dă banii așa, da? Și din păcate, încă nu suntem mai la așa nivel, când absolut toate primările noastre, da? Cu comunitățile noastre teritoriale, vor putea cu succes primi banii, da, care s-au oferit finanțele, unii mai puțin sau altele mai mult. Noi propunem deja de mulți ani ca să se pune totuși în evidență legea 305 din 2018 și aici mă adresez la primari, care poate au auzit, care ea se referă pentru modificarea și completarea legii din 2006 privind finanțările publice locale. Și anume articolul 35, autoritățile administrației publice locale din România pot aproba finanțarea unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, Ucraina și Serbia, în baza acordurilor de înfrățire, cooperare încheiate în condițiile legii, pentru a obiective de investiții a unităților administrative teritoriale din Republica Moldova, Ucraina și Serbia. S-a făcut o lege specială pentru 3 țări. Și asta este vorba de din fondurile primariei, da, sau asta, care se pot pe bază înfrățirii de putere să fie redistribuite în colaborare cu cele de la noi din Ucraina. Avem 16 primarii, da, unități. Se poate găsi 16 orașe mari, nu neapărat să fie proiecte europene și complicate transfrontaliere. Luăm un oraș și el răspunde de o comunitate unită. Asta este primul. A doilea, mă bucur că dumneavoastră ați spus că veniți din mediul de afaceri. Da? Tot așa ne gândim că puteți să ne fi de mare, mare folos, da? Și să discutați cu afacerile, oameni de afaceri de România. Și pentru noi ar fi foarte important ca în comunitățile noastre teritoriale de aici, da? Să vină firme, să vină investitori din România. Ei se deschide fabrici și cuzine în care vor fi angajați oamenii noștri din țară. Eu mă gândesc că atunci primăria tot poate să pună la dispoziție un teren, se poate asigura o infrastructură, puteți 2-3 ani de zile zice, nu luăm bani de la voi de impozite, nu știu cum, dar angajați 80% sau 90% din locuitorii noștri. Da, asta ar fi tare bine pentru ca să vină România deja și cu investiții și oamenii noștri să aibă și un câștig și să lucreze acasă. A treilea punct, nepopular, dar trebuie să o spun. Vă rog frumos să influențați ca studenții noștri care pleacă în România la studii să fie obligatoriu după ce termină studiile, măcar 5 ani de zile să întoarcă acasă. Până toți pleacă. Eu am făcut și mulțumesc statul român, am făcut studiile și în Republica Moldova și în România, două conservatoare. Dar m-am întors acasă. Din dragoste, din alte gânduri, dar mulți, foarte mulți talente rămân sau în România sau ce mai rău pleacă și în Europa. Ei măcar 5 ani de zile să se întoarcă. Mai departe facă ce vrea. Dar dacă nu se întorc în 5 ani de zile și nu lucrează sau nu rămân măcar aici, că nimeni nu poate să se oblige să lucreze... Spune aceasta, nu vreau să vă întrerup, dar ți-i spune aceasta de ce vrea să facă fiecare persoană parte în
statul democratic nu se aplică obligatoriu pentru nicio persoană în lumea aceasta. Deci, din dragoste, fiecare om face ce vrea, este libera circulație a firului individ și nu poate obliga nimeni. Nu ești măcar că nici finanțești polarizarea. Nu există această... Copiii noștri nu se pot înapoi, noi avem nici cadre didactice și aici este o problemă destul de mare. Talentele noastre se sunt în străinătate. Știi că România are un deficit de medici, de exemplu, și tipăcii. Termină fiecare an. Fiecare stat se poate. Mii de așa la sub. Noi la oameni un deficit de medici. Ok, asta este o idee. Franța a ajuns să aibă... Cadrele medicale, în general... Asta este ideea că nu suntem de acord. Eu sunt de acord cu ce spuneți. Dar, din păcate, nu putem să gândim dreptul om, mai ales în condițiile unei comunități europene, care ne vrem cumva liberă de circulație, de muncă, fiecare acolo ne consideră pe medicile pe el. În România, de exemplu, la Lișeta, da? Aveți un program în care la liceu este o firmă acolo care aia poate să plătească, să întrețină, să plătiți elevii, da? Ei plătesc copiii, da? Îi asigură că apoi ei, după terminarea liceului, tehnic, se întorc la firma ce este lucrează. Ceea ce spuneți funcționează foarte puțin și în România, pentru că nu avem școli tehnice în România. Ceea ce spuneți dumneavoastră funcționează pentru școlile de meserii, în care vine firma care are nevoie de strungaș și își plătește 10 burse și la sfârșit și ia, până ia 10 și oprește 5. Altfel, există sistemul. Sistemul există, dar nu vrea de privat. Nu ne dă de stat. Firma merge în față și asumă. Sunt niște exemple, vă spun acum, dacă vreți, unde puteți găsi. Pentru a susține specialiști. Bavoarea, de exemplu, are câteva licee, 2-3, câte care prin Ardeal privat, care merge pe principiul ăsta, ei îi finanțează școlile, copiii care învață acolo, semnează un... Eu la societatea pe care am avut-o în România, asta am făcut și cu elevi din cadrul Facultății de Drept, îi încheiam contract cu ei pe perioada anului școlar, îi finanțam cu burse pentru a învăța cât mai bine, cei care terminau cu anumite note, erau pe anumite criterii, veneau și în primii ani la societatea de avocatură. Dar asta este o chestiune privată, nu poate fi instituțională. O să vă dau un exemplu ca de bună practică. Se poate demonializa de altfel. Grecia, de exemplu, pentru că au avut ei după criza din 2010, exodul lor s-a oprit prin anii 80, deci la începeau să întoarcă. În schimb, acum, după 2008, au început să le plece creierul. Deci, a fost brusc un exod extraordinar. Au intervenit colegii prin care încurajează privații să angajeze persoane, oameni foarte bine calificați în cercetare, în medicină, în toate domeniile de vârf, prin finanțarea statului, aparte sau integral la taxelor pe forța de muncă și cu o suplimentare la salariu care au luat la stat de muncă, cât era 700 de euro, peste ce dădea firma. O intervenție genul ăsta se poate aplica, să zici că încurajeze cei din privat să... Se îngădește, dar se îngădește dreptul. Am și o părere. Și cu țara mă și o reședință în Berlin și vorbim despre diasporă, de ce pleacă și nu se întorc. Ar ajuta foarte mult dacă facem birocrația mult mai ușoară, încât oamenii care eu sunt inginer și când am încercat să deschid o companie în București, birocrația atât de mare, încât efectiv nu poți. Sunteți cetățean român? Da. Și n-ați putut să schideți pe voi în București. Ba da, dar foarte dificil. Pentru că... Când ați încercat? Bună. Deschide foarte ușor. Deci... Nu, alinierea... Alinierea cu birocrația din afară este mult... Aici, în România, mă refer. Nu aici, dar în România, mă refer. Este mult mai complicat decât în afară. Și atunci nu sunt, de exemplu, ca să managești o companie dintr-o altă reședință, multe din lucrurile astea se pot face numai la ghișeu.
pe net foarte greu și cu tot felul de certificate. Firmele în România, la ora asta, se deschid cu o simplu procură în... 24 de ore. În 24 de ore, eu știu oamenii. Nu, chiar 24 de ore, cu tot în localitățile mici, da, chiar în mine. Nu, dar 3 zile, 4 zile ies cu fiscal și așa mai departe și pot semna pe... Aveți dreptate, dar asta doar dacă îl face cineva, adică dacă se plătește o firmă de, cum se cheamă, contabilitate. Și dacă, cine, dacă omul știe portița aia din spate pe care trebuie să o ai, nu mai e. Ideea următoare de ca să înțelegeți. Dacă aveți o situație de genul ăsta, vă rog să terminați probleme de genul ăsta, chiar vă rog să iei. Sunt foarte bine distincte în legislație și în atribuțiile Camerei de Comerț, ce trebuie să facem cât trebuie să răspund o licere. Nu cred. Legislația este foarte clară. E foarte clară. Dacă aveți o situație din asta concret... Noi oricum aici discutăm chestiunile cu care se confundă comunitatea românească. Ne pare rău, este o întâlnire... Ne pare rău, este o întâlnire privată. Dumneavoastră ați venit, ați ascultat la această manifestare pentru că v-am lăsat. Că nu avem nimic secret. Dar este o întâlnire a unui senator cu comunitatea românească din regiunea Cernăuți. Nu este cu diaspora. Deci dumneavoastră face parte din diaspora și a fost în diaspora. Dar problemele sunt cu totul altele și vă rugăm frumos, nu ne întrerupeți, pentru că suntem într-un... Vă pot invita la Consulatul General al României la Cernăuți și putem discuta privat cu doriți dumneavoastră. Cred că mi-ați demonstrat exact de ce nu ne întoarcem acasă. Vă mulțumesc! Da, să mă înțelegeți corect. Nemărginită este mulțumirea pentru statul român că ne ajutați în toate și în special cum era vorba despre copiii noștri, cum și eu am făcut, am primit cunoștințe puternice în România. Dar să înțelegeți și alte parte a monedei, îngrijorare. Da? Trebuie să continuă, că mergem înainte, că facem bine. Referitor acum de clase, da, și cu ZNO în limba română sau la limba română ca obiect. Sunt în cauză că am tot discutat pe tema aceasta. Părerea mea personală, eu sunt categoric împotrivă ca să fie clasă. Ucrainenii nu o să accepte ca să fie școli, anume, da? Fiindcă în legislația Ucrainei nu există ca denumire de școli. La dinși este școală internat, școală de artă sau ceva de genul acesta. Nu există. Și uitați-vă ce se întâmplă. Noi suntem jumătate din școlile noastre. Dumitru, să existe liceu, să existe gimnaziu, acum închipuiți-vă situația, este o capcană mare și nu știu cine, gândiți-vă în perspectivă. Jumătate aproape din școlile noastre sunt deja cu clase paralele. O costă. Sunt în școli românești, sate românești, și acolo, pe parcurs, s-au deschis, era o portiță cu 5-10 locuri pe cele, da? Și acum vă închipuiți-vă la un moment dat, se anunță școala, fiecare școală decide. Trece curat la limba română de predare sau ucraineană, da? Voi deja jumătate din școli am pierdut. Din cele care sunt acum cu clase paralele, cum credeți? Câte de acolo vor rămâne la limba română și sau altele vor trece? Automat atunci vom pierde și o parte din școală. Asta cu siguranță. Fiindcă statul ucrainean are cum să influențeze și școala de astăzi care este jumătate, mâine va vota că noi vrem să fim școală ucraineană, dar ucrainei tot nu o să accepte. Și atunci am să vă spun de ce. Deci mie îmi convine clasă. De ce? Fiindcă eu am de gând în unele sate care sunt românești, care n-au avut școală ucraineană, Ceahorul, n-am avut școală asta, că e școală, ești sat românesc cu școală ucraineană. Eu vreau să deschid acolo clase cu limba română de predare. Înțelegeți? Ascultați! Eu vreau să vă acolo să fie în școală ucraineană. Foarte bine! Cu clase, cu predare în limba română. Se deschid, dar în momentul acela, dacă după legislație și noi cerem ca să fie școală curată, sau în limba ucraineană, sau în limba română, eu să mă duc într-o școală ucraineană, într-un sat românesc, să deschid clase. La început cu niște cursuri de limba română. Legea poate să fie amendată în sensul că sunt școli cu predare în limba română și clase cu predare în limba română în cadrul școlilor ucrainene. Părinții, dar acum, asta este ideea, că asta e foarte bine, că părinții decid și voi aveți, puteți acum jongla cu clase. Dar dacă se face așa cum propun cu unii, că noi vrem școală,
atunci școala fi bătută în curie. Da. Deci eu predam în limba română. Și dumneavoastră, eu vă întreb acum așa. Profesor Sunderea pentru școală. Vă întreb pe dumneavoastră, care sunt asociațiile cărora dumneavoastră în momentul de față le spuneți punctul de vedere, pe care sunt asociații, sunt alianțe. Alianțe. Este doamna Covornean, a pedagogilor. Este cea mai puternică societate a pedagogilor, da? Este Zoli Bucovini cu jurnalistul... Doamna Zoilor Bucovine este ziar independent, nu este poate este jurnaliștilor să... acolo. Doamna jurnaliștilor... Haideți să vină dumneavoastră la sud, la consulat și atunci o să-mi spune. Dar nu trebuie să deschimbați la rog. Eu vreau să-mi arătați, vreau să veniți la mine la consulat și să-mi aduceți, vă rog, mult de tot... membrii aderenței acestei alianțe și totodată vreau să ne aduceți și președinția dumneavoastră pe ultimul mandat, conform statutului. Vă rog. Bine. Statutul aveți? Al alianței? Da, da. Foarte bine. Și schimbați, vă rog, și denumirea societății muzicienilor români din Ucraina, bunde din cer. Vă rog, din suflet, să-mi faceți amendamente, pentru că n-am cum să știu... De-aia, dacă eu vreau într-un sat românesc, care nu are școală cu limba română de predare, și aici este cu școală ucraineană, să fac asta, eu nici am făcut. Și a doua ce cu limba română, eu tot am zis și la Chiv și față de prim-ministru a Ucrainei. Zic, noi suntem categoric împotrivă ca să fie ca limbă la bacalaureat, să fie obligatorie ca limba română să fie ca la bacalaureat. Din cauza că mulți părinți ei se tem că copilul bacul o să-l deie pe din supros și așa, din cauza că sunt în limba ucraineană, sunt niște obiecte. Și mulți părinți acum, scuze că vorbesc când m-a întrebat. Dar mulți părinți în clasa nouă dau copilul în școală ucraineană, ca el ultimele a doua, 10-a și 11-a clasă, îl dau pe dânsul ca el să fie pregătit de bacalaureat. Guvernul ucrainean, Dumitru, să îl îngreunăm, ca el încă un obiect pe an, în comparație cu alții, să mai fie mai la bacalaureat. S-a pus așa o întrebare dacă la dorința elevului. Părinte, dacă elevul cere, vrea să dea în limba română, dă în limba română. Dacă nu, de ce? Noi trebuie să facem doi pași concreți și să ne pregătim până în anul 27, după cât are reforma învățământului, din 27 se va schimba în licee cu profil. Ca să avem noi licee cu profil, care, cu predarea în limba română, trebuie să facem doi pași concreți. Eu cred eu așa. Noi nu o să putem să avem numărul de copii, două clase paralele, la cele criterii care ne pune legislația ucraineană astăzi, o să fie foarte complicat. Trebuie să lucrăm la nivel de minister, de exemplu, domnul senator, la nivel de minister, ca să facă schimbări în lege. Nu trebuiască numai decât unii minorități naționale să fie două clase paralele. Nu o să fie în stare, în tot locul. Eu nu spun că în comuna noastră nu o să fie posibil de liceu în limba română. Dar foarte multe comuni mici, dă Doamne ca să rămâie măcar un liceu cu profil. Măcar unul. Și atunci o să fie problemă. De exemplu, asta, una din propuneri, ca să fie schimbări în legislație, și a doua propunere foarte bună, cu cine poate ajuta statul român astăzi, ca să facem noi baza liceului, pe baza unui liceu care îl avem acum cu predare în limba română, să-l pregătim într-așa mod, cu baza tehnică-materială, în data din 1 septembrie 27 anul, să propunem asta, avem aici vrem. Știți? Cu toate lucrurile. De exemplu, cu diferite proiecte, cu Departamentul Românilor Vretutine, ca să nu finanțăm altceva, poate care mai așteaptă. Dar noi, pe în 27, trebuie să fim pregătiți cu aceste chestii. Din pricină, dacă nu o să avem copii două clase paralele, noi ce o să facem? Contralegii? Nu, nu o să putem face. Și atunci dumneavoastră trebuie să respectați legea din Ucraina. Indiferent că aceasta este o încălcare sau, eu știu, anumite principii sau pe care le considerăm la nivel internațional de aliniere, întotdeauna trebuie să respectați legea și nu trebuie să vă fie jenă de acest lucru, că trebuie să faceți acest lucru. Nimeni, niciodată, Consulatul General al României și toți cei care sunt membri ai Consulatului nu vă vor cere să nu respectați legea din Ucraina. Dumneavoastră, ca primar, directorii de școli trebuie să facă de așa manieră încât să respecte legea Ucrainei obligatoriu, nu există. Dar totodată puteți
aveți fundurile necesare în contextul de aliniere la legislație europeană să luptați pentru drepturile voastre, drepturile minorității din Ucraina. Și puteți face și domnul Caulea, și doamna Bojescu, și dumneavoastră, și toți cei care reprezentați România la nivel național și internațional, da? Să faceți amendamente la aceste legi, să faceți propuneri scrise într-un mod constructiv, nu neapărat să vă contraziceți între voi, pentru că nu ăsta este scopul, să ajungem la nivel național, cum s-a întâmplat, să ajungem la Comisia de Etnopolitică de la Kiev și doamna Bojescu să aibă punct diferit de domnul Caulea, pentru că nu este normal să ne atragă atenția statul ucrainean de o manieră în care să spună, doamnă, știți ceva, comunitatea românească nu știu ce vor. Da? Nu ăsta este scopul ca între dumneavoastră să existe o zâzanie pe care o bagă nu știu cine și voi să aveți un punct de vedere diferit, ci trebuie să vă aliniați la modul în care școala românească, școlile de predare limba română din Ucraina o cer, pentru că fiecare director în parte în aceste școli sesizează o anumită problematică de implementare a legii sau așa mai departe. Sunt cei care sunt specialiști pe drept internațional sau cunosc cum trebuie să fie implementată legea, ținând cont de toată legislația internațională și trebuie să avem un numitor comun. Este urât ca România încă o dată să arate, sau cei din comunitatea românească să arate încă o dată că nu se înțeleg la nivel de, la nivel de comunitate, trebuie să vă înțelegeți și trebuie să aveți un punct de vedere comun și ceea ce considerați că este bine, cu siguranță alții sunt îndrituiți la nivel de stat, la nivelul Ucrainei și la nivel de comisii bilaterale, să analizeze dacă ce propuneți dumneavoastră, dumneavoastră Alianța, dumneavoastră Uniunea Interregională, Centrul Eudoxiu și cine a mai făcut astfel de interpelări, să analizeze și să vadă dacă aveți dreptate sau nu aveți dreptate. Noi nu putem transmite decât punctele dumneavoastră de vedere. Cert este că fac apel în contextul actual în care este și domnul senator că trebuie să aveți, să fiți uniți și să încercați să, într-un mod normal, să abordați, să aveți o abordare destul, să aveți o abordare comună. Nu să vedeți perfect de detalii, dar dacă suntem noi aici și chiar vor fi vărut de o cază și să fiți ca un judecător, da? Cum pot cei de la Kiev, da, să se uite egal, de exemplu, cum ați dat dumneavoastră exemplu, doamna Bojescu, și el, da? Dacă doamna Bojescu, în față lor, care sunt acolo toți juriști, le spune lor în față, în limba ucraineană, că articolul 53 este garantat dreptul la învățământ, pravo la zdobutea o svită. De câteva ori așa a fost. Cum vă să vă permiteți lor, în Constituția lor, ca, da, ca Ucrainei, da, a noastră societăție, articolul 53 este scris pravo în navciania, dar dumneavoastră lor le spuneți în limba ucraineană, noi băim pravo la osvitu, dreptul la educație și dreptul la învățământ. Comunității. Și trebuie să fiu vocea comunității, a dumneavoastră. Nu a mea, că eu n-am n-am în contextul acesta decât eu. Nu pot decât să iau act de vocea dumneavoastră. De asta v-am întrebat și cred că este foarte ok să ne uităm câți au această poziție, câți au cealaltă poziție, în funcție de câte asociații sunt. Adevărul este primordial. Adevărul. Dar asta este de cam mulți aici sunt, suntem mințiți, dar duc și în eroare. Așa cum este că noi avem dreptul la învățământ. Noi nu avem dreptul la învățământ. Și în Constituția României tot nu este scris pe dreptul la învățământ. Eu aș spune că doamna Lia Bogurneanu. Asta ar studia și a primit cu studii și a studia. Sunt două lucruri diferite. Îmi permiteți-mi, da? Acum, în Ucraina există legea noua școală ucraineană. Se implementează noua școală ucraineană. Ce înseamnă noua școală ucraineană? Înseamnă educația copiilor în baza dezvoltării competențelor, competențe comunicative, competențe gândirii critice și altele acolo. Acum, hai să ne punem întrebarea. Sunt profesori, da? Sunt directori de școli și altceva. Un copil, un român, vine la școală, în clasa 1-a. El cunoaște limba ucraineană, dar doamne, dobre deni și câteva cuvinte. El învață limba statului
Pe parcurs, da? Deci el se formează, se formează. Un copil în clasa a patra nu poate să învețe matematică, biologie, chimie și altceva în limba ucraineană, fiindcă el nu cunoaște terminologie. Ce se întâmplă? În momentul în care el va învăța limba ucraineană, mama vrea să aibă notă pozitivă, el va învăța ca un papagal pe de rost. Însă el nu va conștientiza materia deloc. În momentul în care el ajunge în clasa 11, durează, depinde de capacități, o lună, două, trei, poate o jumătate de an să învețe terminologia. Majoritatea cunoaște limba ucraineană. Mulți dintre noi au învățat la școală limba rusă, apoi am revenit în statul ucrainean, am învățat ucraineană și nu este pentru noi o dificultate să învățăm limba statului în care ne locuim. Însă va fi o problemă pentru copiii dacă ei nu vor învăța materia în limba pe care ei o cunosc. Ei nu vor deveni, deci specialiști, nu vor înțelege, nu vor cunoaște. Așa, nu vor înțelege, deci materia. Și nu vor cunoaște. Deci noi punem în pericol minoritatea, românii noștri și alte minorități, că vor crește oameni doar apți de muncă și nu apți să gândească. Oare acesta este scopul nostru? Doar nimeni nu pune problema ca să nu învățăm limba ucraineană, limba statului și noi vrem să învățăm să cunoaștem limba ucraineană și chiar sunt elevi foarte buni în școlile cu predare în limba română care au rezultate foarte bine, da. Bune la olimpiadele în limba ucraineană, da. La materiile respective. Da. Da. Un exemplu de manipulare. Câte obiecte acum vor fi în limba ucraineană? Vreau să mulțumesc statului în România, în genere. Cum a spus și domnul Calcor, cred că România a ajutat cel mai mult Ucraina în acest război. M-am gândit singur, la 27 februarie, prima familie a ieșit din țară. 7 luni de zile am fost traducător, zicem așa, voluntar, la Păltiniș, deoarece îi cunoaște foarte bine cu primarul Comunului Păltiniș și peste la noi. Referitor la comuna, la satul nostru, avem un sat frumos, avocat în istorie, în tradiții, în obicei. Avem 3 școli cu predare în limba română, 3 grădinițe. Am vrut să păstrăm limba, să continuăm mai departe aceleași tradiții, aceleași obicei, limba noastră română. Referitor la infrastructură, cum s-a mai vorbit, avem o populație de peste 7.000 de locuitori în sat. Am vrut pe viitor poate să organizăm, să înființăm un parc pentru mame. Plănuim în cel mai apropiat timp să, adică în iunie, cel mai apropiat timp, mai avem 2 luni, la Vaslui, plănuim să mergem la Grecia, tot vara plănuim să mergem la Prahova și în septembrie plănuim ca tot anul dare de seama ansamblului Casa de Cultură. Am experiență la proiecte și pot să spun că este minusul meu că nu am acceptat la propunerea, n-am dobit, nu am plecat, dar că am avut propunerea. Dar nu nimic am să fac, o fac în timpul cel mai apropiat, că avem și asociație care poate sunt șef adjunct. Și am multe idei pe care ați despre un proiect esmultind, acum am înțeles, da, că nu este sfânt. Deci vreau să vă mulțumim în rând cu alții, de ce că, da, nu primiți mulțumiri, că este normal, dar este normal să primim mulțumirea, că într-adevăr a fost foarte mult ajutor. Am legător cu aceea că am fost de multe ori în România și avem mulți prieteni acolo, pe lângă România am fost în 6 mai țări. Cu ansamblul Miorița Film, încă 9 ani îl conduc acum și mă bucur de succesele ansamblului. Am putut ajuta și cu diferite să pentru copii. Mai multe proiecte, da, de la Cicătură Zbunzi. Voluntariat și România, într-adevăr, a fost foarte, foarte repede și rapid a acceptat la toate ce noi ceream și pot să spun că un simplu mulțumesc este foarte puțin, însă
le apresăm această dată și pe pagina de Facebook, de ce nu am să iau timp, vă mulțumesc că vă ajută pentru tot ajutorul și în parte doamne Loredana, că ne simt întotdeauna împreună, cum nu ar fi. Mulțumim mult! Familia Iuț, aici, domnul Iuț. Da. Cine vorbește de asta? Adrian Iuț, comună Cidin. Am luat parte ca spectator, cum acum la formarea societății Mihai Eminescu în anul 89, în luna mai. Apoi, de moințator, am fost numit printre șefetele filiale Cidin a societății Mihai Eminescu. S-au făcut mai multe lucruri. Pe mine m-a interesat în deoseb tricotul, fiindcă după vârstă vedeți că depășesc poate pe toți, dar știu că câte falsificare a fost privind de minoritatea română sau români în general, să nu ne numim minoritate, în perioada sovietică, cât și în perioada acum, când Ucraina e suverană și independentă putere. Chestia că ne-au considerat moldoveni, și moldovenii sunt ceva deosebit de români, limba, alfabet, trecut, moldovenii buni, românii mai așa și așa, de prime ce perioadă s-a comentat asta. Și pe mine m-a întrebat trecutul. Pe scurt, am inițiat încă din ianuarie 1990 ca localitatea din Mejericea să vii înapoi Ciudei, apoi din 1913, mai târziu s-a ridicat nu singur, împreună cu alte persoane, un monument în memoria celor deportați. Alte acțiuni, s-a legalizat limba română în 2012, luna noiembrie, și alte acțiuni de tipul ăsta. Deci, bine mă interesează mai mult partea istorică trecutul. Eu asta am vrut să scot la iveală și să combat falsificările care sunt. Vedeți și acum, cu legii învățământului și a minorităților. Ucraina ne vrea asimilație. Asta numai nu spune deschis, flar. Ne vrea asimilat, nu existați. Să sunteți ucraineni, cazaci, somăcei sunteți acum. Situația de acum o impune pe Ucraina să declare că limba română este una și moldovenească e identică română. Situația internațională, dar ei n-ar fi vrut așa ce alți fac. Același domn Dumitru Căule, are altă părere. Ceva mi-l amintit pe Aurel Unciu din anul 1917 și 1890. Numai că acel era un om deștept, Aurel Unciu, nu? Că, dar avea așa poziție că până la urmă a rămas marginalizat, uitat de toți și s-a pierdut în istorie. Acum vreau să atrag atenția părții din România. Poate și eu cetățean român, cine știe? Deci, mi-a lasă să vă spun că aici, în fața dumneavoastră, a fost o parte din intelectualitatea română care este în Ucraina și în special regiunea Cernavți. Trebuie să aveți grijă, eu mai puțin, eu acum mai în vârstă, să aveți grijă ca să susțineți pe intelectuale de aici, să-i promovați, așa cum s-a făcut și până acum, același Grigori Bostan, Vasile Tărățean, mulți alții, nu-i vorba numai de deci, și prezenții și care nu sunt aici. Acum, din filiala, da, din filiala Mihai Eminescu de Ciudei, am crescut în societatea Anastasia, care a fost făcută cu scopul de a renota ceea ce a fost în perioada austriacă, perioada română, da, timpul românii mari și apoi hai să ființăm și noi societăți scutoare locale a noastre. Și iată cum suntem în societatea Anastasia. Facem ce facem și acum poate avem de gând să mai facem ceva. Și este viitorul aparține celor de față. Am văzut că s-au ridicat probleme care sunt strigente acum și pe viitor. Și asta e normal să fie așa. Eu, pur și simplu, mă auz și văd, mai recunosc pe mulți din acei ce sunt și unii care nu mai sunt. Deci, să aveți grijă de intelectualitate, fiindcă asta e soarea societății intelectuale. Să luăm. Domnul Bucu, ce mai spuneți? Eu am spus ce am zis. Care poate de gază, mai vrea cineva să zică ceva?
Da, domnii sunt împreună cu domnul Iliuț, este fata domnului Iliuț și ginerele dumnealor aplică proiecte la departamentul pentru românii de pretutindeni, de n-au succes, dar au vorbit un reprezentant din partea. Domnul Răuț l-a cunoscut ieri, familiarizat. Toate problemele. Atât că o să menținem legătura, pentru că momente apar fiecare zi. Deci, atât cât pot să spun că eu personal sunt împotriva terminologiei astea de minoritate națională. Probabil că asta se referă mai mult la europarlamentari care ar trebui să ridice problema asta în Parlamentul Europei. Să se treacă la comunitatea națională. Pentru că minoritate, asta e... Nu e democrat. Minoritate, comunitate înseamnă toate celelalte minorități în cadrul unei comunități sau o comunitate în cadrul acum definițiile pot fi multe. Știți cum? La lege pot exista și da, definiții. Minor. Astea sunt chestiuni care cred că... Sunt țări democratice, cu democrații vechi. Unii, una este, cum spun, care a inventat democrația, care nu recunoaște. Da. În genere, da. Noi cunoaștem minoritate. A românii noștri. Europa ține de, adică, cum se spune, Vlahii. Bulgaria. Până Bulgaria. De curând nu puteau să facă nici măcar un curs de limba română pe ascuns, dar le gândeau, era ilegal. Acum, după ce a intrat în comunitatea europeană sau n-am avut voie să deschidem ONG-ul, în spatele ONG-urilor să facă aceste cursuri de weekend sub umbrela păstrării cu identității. Și au acceptat să se întâmple unde lucruri, dar nu... La Europa vine altă problemă, noțiune de popoare autohton. Am cerut să ne declare și că noi popor băștinaș. Și atunci nu că noi avem patrie istorică. Adică, ce cere legii situația europeană.